Haideți să fie și cu bonjur. Au început să mă latre câinii pe aici. Asta e, nu sunt binevenit nici pe aici, nici pe rețelele astea de socializare. Văd că aici e un fel de frontieră. Da. Ca să vă explic de ce e chestia asta, haideți că să învățați o treabă. Asta e pentru văcuțe, normal trebuie să fie pe undeva, pe aici. Mergem în căutare, dar avem subiecte tari, tot pe mincinoși, pe alea, vedeți? Și ăsta e un pasaj exact care... Bine, iarna e fel de pârtie de schi și e logic că va desface astea provizorii, așa, dar pentru o văcuță e suficient să facă marșarier, cum zic eu. Când vede o și o sfoară, dacă le arăți așa sau delimitezi cu o sfoară, câteodată n-am mai văzut bălgă de vacă din de acum 100 de ani. Dacă văd o sfoară, ele sunt obișnuite de... Haideți că o să vă și arăt o sfoară acolo care delimitează, să zic eu. Câteodată pun un fel de... De fapt, e suficient o baterie cu amperaj. Uite-mă, hai mă, uite-mă că mașinile se văd deja de aici. De fapt, aici e un fel de camping. N-ar o să mă apropii, să nu creadă că cine știe ce face pe aici, dar vreau să vă arăt o... De fapt, haide să vă arăt sfoara. De asta am venit. Oricum, văcuțele sunt parcate pe undeva. Cort, cheșu, frumos. A, uitați. Am ce v-am spus. Vedeți? Tot aceeași intrare de genul ăla. Dar aici e privat. E, sfoara asta e posibil să aibă curent pe ea. Acum poate să fie falsă, dar e posibil să aibă curent. Nu vreau să verific că e chestia de amperaj. Nu are voltaj, deci e un fel de... Un pic mai puțin de bujile de la o mașină pe benzină, hai să spunem. Dă cu tine, dar vedeți ca să nu se ducă pe acolo. Și sfoara asta, eu mă cam... Mă cam curentat toată sfoara. Nu pe aici, în altă parte, și de atunci am și eu frică de dânsa. De sfoara mă refer, că nu pot să știi. În general, poate să fie falsă, dar și eu cred că asta e falsă. Pentru că trebuie să aibă un fel de baterie undeva și un fel de transformator care nu consumă mult, dar are un fel de amperaj. Am mai fost mă de mult pe aici, bă, și la o aruncătură de băț. Uitați, cârtițe una alta. Să vin cu o gentuță și să-mi iau niște pământ ăsta vegetal să-mi pun acolo la grădinița mea. Bă, într-adevăr că e peisajul prea frumos și prea liniștitor, așa să zic, ca să vorbesc de tot așa, de oamenii care nu mai știu ce să mai inventeze ca să mintă și să prostească lumea, și în general vreau să vorbesc de prostim. Pentru că recunosc și eu am fost prost și poate voi mai fi, dar fac, sunt în gardă. Uitați ce căbănuțe pe acolo. Asta e un fel de camping aici. Vedeți? Nu știu cât se vede, sfoara tot merge. Dar v-am spus, poate să fie fals sau... oricum, dacă mă mișc puțin, văcuțele, uitați, ca indienii, iau urmele după balegă, după... mai vreau să vă spun două cazuri. Și chiar m-am gândit, totuși, dacă am și eu mie și un pic de băieți de acolo, băieți, fete, ce-o fi, nu trebuie să fie mulți și proști, trebuie să fie așa, oameni care înțeleg la un moment dat că le vreau un pic și binele
și că nu am timp tot timpul să spun tot felul de chestii, este pentru că nu am nicio dispoziție necesară. Chef, un alt, ai uitat, frumos, lux. De fapt, eu pe aici n-am fost niciodată. De ce să vă spun, am fost pe partea cealaltă. Sunt la o aruncătură de băzi de baracă. În primul rând încep cu un reportaj și după aia trec la un vlogger mincinos. Hai. Mulți m-au întrebat în secțiunea comentarii, băi, mai zine de vloggerul la mincinos, ce părere ai despre el, băi, ce părere să am, mă? Măi, nene, mă, ce părere să am, mă, dacă m-a bufne râsul, mă bufnește râsul și de-aia vreau să vă relatez ce a povestit el ultima oară din fanteziile lui și cât ați, să-mi lăsați în secțiunea comentarii, cât dintre voi ați crede așa ceva. Bine, vă relatez mai pe scurt, că el are și are darul de a povesti, are darul de a minți, darul de a cerși, darul de a fi jigodie și tot așa. Uitați, câți nu ați vrea să stați într-o căbănuță de genul ăsta, așa? E prima oară, serios, e prima oară când vin pe partea asta. De fapt, într-adevăr, vreau să fac puțină mișcare. Hai, mă, m-am obișnuit, am crezut că ies. Vezi, ies direct în casino, frate. Bun, haideți să începem cu ce vreți voi. Am considerat că e mai bine să încep cu un reportaj. De-aia vreau să dau un fel de... Adică canalul meu să fie un fel de realitate, așa, sau ce văd și eu colo-colo, nu minciuni. Sau chiar dacă mă împiedic de oameni care mint, să fac un rezumat, așa, să nu pierdeți nici voi timpul, nici cu mine prea mult, nici cu oameni de genul ăsta. Reportajul era în felul următor. Acum, ce să zic, m-a atras un pic asta, o italiancă, avocată, care se ducea în Republica Dominicană. Mă, n-arăta rău femeia, ce să zic. Să se cupleze, bine, să cupleze. Mă rog, asta e. Mă rog, a și declarat că a avut toate națiile pe acolo lângă ea și că a găsit un amărășteam pe acolo care... Vezi ce înseamnă? Multe femei caută bărbați de genul să fie, cum zice, capul plecat, să abia nu-l taie, nu? Adică femeia avea un pic de bănuți, avocată fiind prin Italia, și o să beau eu o bere acolo. Păi ce ai făcut, mă, nene? Să beau o bere și să vă povestesc așa cum măsuța. Băi, chestia e că deci firul continuă. Aici este casino de lux. N-am intrat niciodată în dânsul. Bă, ce v-am zis, firul nu prea e, vedeți, el are un... Acum poate să nu fie conectat, știți, dar din moment ce are firicelul ăsta, vedeți, e posibil să te scuture o leacă. Uite, vedeți că din sălbăticie am ajuns în chestie modernă, în chestie... Uite, bă, ce mișto a făcut până și chestia asta, vezi? Ca să nu aluneci. Bun, revenim. Văd că văcuțile au... V-am spus că le-am luat urma, precum indienii. Când se uitau pe... Puneau urechea pe șina de cale ferată și auzea când ar veni trenul ca să-l atace. Sau, mă rog, mai vedeam și eu tot felul de filme western. Bă, până la urmă la casino trebuie să mă risc. Mă filmează și ei, îi filmez și eu. Acolo e de închiriat la părtea de schi. Eu v-am spus, normal e părtea de schi, dar acum... uitați, ca să vedeți că nu vă mint. E că ăsta are senzor un pic. Dacă vin cu un patent și ăla, îl demontez imediat și geamul ar fi bun pentru mine.
Mai glumesc. Bun, revenim la cucoana asta italiancă, broscărița. Mă, s-a dus pe acolo și acolo e foamete. Acolo, cum e curvărăseala prin... O să stau eu aici și mă liniștit așa. Nu verific, mă, că dă cu tine. Vezi, fir? Bun, la un moment dat eu o să-l trec peste el, să mă întorc pe partea stântă. Dar, uitați și cazinou. Pentru admiratorii berii sunt prezent. Aoleu! Meril, mă, să mă odihnesc un pic. Bun, ideea care e? Uite, mi-a rămas și patent, am făcut și mecanic și murdăre. Ideea e că cucoana asta la vreo 40 de ani nu arăta rău. Și a găsit unul la vreo 30 pe acolo, a muritor de foame prin Republica Dominicană. Santo Domingo, cam așa e capitala, nu? Ok. Aici ai făcut, mă, casino de lux, Porsche de lux, cabriolete, uitați-l pe acolo. Bani, nu ca mine. Vă spuneam că totul se rezumă la bani. Bun, femeia, una peste alta, l-a găsit pe la acolo, se ducea, se întorcea, îi plătea chiria, 200 de euro, un studio pe acolo, era cam un lux la banii aia, mă, în Republica Dominicană, vă dați seama. Ce vreau să zic e că a dus de câteva ori, mă rog, îi dădea și bani așa, chestia că el să mai, hai să dau pe de-a dreptul, să mai prostitua și asta că mi-a zis că îl sponsorizează ea, numai ca să lase de meserie, ați înțeles? Și vă dați seama că dacă găsea alte gâște de-astea pe acolo, normal că el mai trimitea și asta bani din Italia, euro și nu știu ce, plătea și chiria. Bun, bref, până la urmă, vezi că reportajul o întreba și tot i-a dădea explicații că da, zice că îl întrețin, dar nu consider că l-aș întreține, ci că i-ar fi promis ei că în momentul când vine cu ea în Italia și o stea împreună, îi rambursează banii aia. Vă dați seama că o fi investit vreo, în atâta timp, vreo 15-20 de mii de euro lejer, plus era 1000 ceva de euro biletul, poate mai bine dus întors, mă rog, din Italia, pe acolo. Chestia e că la un moment dat s-a dus la ambasada italiană că vrea să căsătorească, bla bla bla. Bun, broscarii, dacă sunt broscari și hoți și la ambasadă, normal că știa că mulți de ăștia profită de domnișoare de-astea, așa, ca să ducă până Italia și, într-adevăr, că întârziau la maxim procedura, știți? Și la un moment dat, reporterița ce a fost acolo, nu știu, că m-am spus că era foarte entuziasmată femeia, că gata, și-a găsit bărbatul ideal, nu știu ce, chiar dacă, bun, s-a dus cu ea, bun, deci când s-a dus ca să-i dea viză de turist, n-a vrut să-i dea și s-a trebuit să plece în Italia, mă rog, să îi se terminase vacanța și zice, bă, mă întorc data viitoare cu niște documente ca să căsătorească cu el, știți? Bun, bref, s-au dus și ei cu reporte, cu ea acolo în Italia. Părinții n-au fost de acord, zice, bă, pe ce mă ăla? Și un pic mai brunețel și fără studii, fără nimic, bla bla bla, nu prea era de acord ca mă rog, să aibă asta. Prima dată și nu i-a spus care relație cu ea, după aia a unat, bă, că m-am îndrăgostit și îl aduc în Italia. Bun, problema e că s-a dus, mă rog, ce să-i mai zică și părinții, dacă ea, femeia are în cap ceva, ce să-i mai zici? Și a făcut documentele pe acolo și normal trebuia să întoarcă mai târziu, dar deodată, la disperare, a început să fie geloasă pe ăsta, că știa că s-ar putea să fie cu alte domnișoare mai în vârstă, așa, vârsta a treia, și el să fie sponsorizat și ea să credea un pic, să zic eu, și înșelată și nu știu ce, și s-a dus peste el și hai că ne căsătorim.
una cu alta, n-a mai avut bani și a luat iar concediu de la fără plată, iar avea și ea chirie pe acolo, pe la broscar de luat. Și chestia e că a făcut un promot ca să ducă și să căsătorească cu el și nu știu ce. La un moment dat ăștia, dați seama că reportajul a durat câteva luni bune. Și a întrebat ăștia, băi, nu cumva, dacă cumva te lasă, îl aduci acolo, el și așa ți-e dator cumva, și dacă te lasă pentru, zice, acum eu ce să mai mă risc, la la la, bla bla bla. Băi, una peste alta chiar așa s-a întâmplat, l-a adus pe ăsta în Italia, normal, că asta având un pic credite și nu chiar avea o situație chiar de milionară, nu știu ce, și a găsit una mai în etate și care l-a sponsorizat de toate și nu știu ce, și la un moment dat m-am plictisit și eu de, adică, mă rog, ideea era că mă așteptam la așa ceva și am rămas și eu, adică, convins că, zic, băi, e lumea plină de proști, de credul și nu știu ce. Chestia cu mincinosul o să vă spun data viitoare, că nici nu mă așteptam că o să dureze atât de mult. Dacă mă enervez data viitoare, vă duc și la cazinou, eu știu. Dacă mai dați și voi o sponsorizare, ceva, să jucăm la ruleta rusă acolo cu 2-3 gloanțe din 6 și să vedem dacă avem noroc. Așa că, până data viitoare, nu mai credeți în fantasme și în alea, că e lumea plină de proști, de creduli și de oameni care, nu știu ce să zic, visează așa cu ochii deschiși. V-am lăsat, am vorbit prea repede și mă bucur. Eu nici n-am făcut bere, ca să vedeți ce respect am față de voi. Și stau și eu liniștit aici. Nu mă costă nimic. Deci înseamnă, sunt ca un fel la bar. Credeți că dacă mă duc acolo înăuntru, gata, să aud mașinile. N-am intrat niciodată, o să merg, uitați câte de alea de sus. E gazon, văd că n-a crescut. E înființat acum de curând. Și ne auzim cu vlogul despre mincinosul ăla, ca să văd, să vedem, să văd și eu dacă voi ați crede așa ceva ce a povestit el. Bun, tot în peisaje de lux, tot pe lângă firul ăsta care mi-e și frică de el. Și îmi beau și o bere liniște și ne mai auzim. Hai, nu mai pierdeți timpul cu oameni proști. Ceau!